Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important. Invitatul din această seară este Andrei Năstase, președintele platformei Demnitate și Adevăr. Bună seara, domnul Năstase, și bine ați venit în studioul TVC21. Bună seara și bine v-am găsit la mulți ani. Da, felicitări cu anul care a sosit deja și vă doresc în anul 2017 să aveți acțiuni bine gândite și succese în activitatea dumneavoastră politică. Vă mulțumesc din suflet și vă asigur că anume așa va fi. Să dea domnul. În ultimele două luni ați dispărut din vizorul public și presa, atât analiștii politici, se întreabă din ce cauză. Ați tras niște lecții din anul 2016, ați făcut o retrospectivă a anului, v-ați gândit ce să faceți până în 2018? Ce s-a mai întâmplat? Care sunt analiștii care au făcut această constatare, nu știu cine numără lunile, eu mă aflu în ianuarie și știu ce am făcut și în noiembrie și în decembrie, n-am lipsit din spațiul public, dimpotrivă. Vreau să vă aduc un argument. Pe data de 20 decembrie am ieșit la o conferință de presă împreună cu colegii mei din platforma Demnitate și Adevăr, o conferință de presă apreciată de foarte multă lume, pe fundalul unei retorici, așa zis, geopolitice dintre Ghimpu, Dodon, Plahotniuci și tot felul. Noi am venit cu niște propuneri constructive pentru societate, benefice pentru societate, adresate în egală măsură atât guvernării lui Plahotniuc, vorbim aici de Parlament, vorbim aici de guvern, cât și validatului președinte Dodon. Vă amintiți că am venit cu 10 inițiative de ordin social, economic și anticorupție, printre ele fiind cele legate de majorarea sau așa zisele reforme în domeniul pensiilor, care lovesc peste cetățenii noștri și cei care sunt la pensie deja și cei care urmează să vină la odihna bine meritată, la pensie. Și cele legate de legea miliardului, am făcut inițiative cu privire la așa zisa lege a amnistiei sau, de fapt, legea care trebuia să-i exonereze de răspundere pe hoții lui Plahotniuc și nu doar al lui Plahotniuc, care au furat miliarde de la cetățenii acestei țări și așa mai departe. Deci, să spunem că nu am fost prezent, nu putem. Dar că nu am fost prezent în măsura în care poate și cineva și-ar fi dorit, este absolut normal, au fost sărbătorile de iarnă, iar oamenii trebuie lăsați să se odihnească puțin de la politică și mai ales de la politică moldovenească, făcută în condițiile moldovenești și bazată pe tot felul de retorică și mai puțin pe faptă. Noi am militat în permanență pe fapte concrete, am protestat când era de protestat, am elaborat norme pe care legi atunci când trebuiau elaborate, când am mers cu referendumul. Am făcut conferințe de presă sau am făcut apeluri publice atunci când a fost cazul. Nu putem ieși de dragul ieșitului sau să ne implicăm într-un spectacol de prost gust atunci când unul vine și fură drapelul și altul îl aduce înapoi, fac un fel de zarniță. Uh-huh. În spatele acestei zarnițe făcute dintre Dodon și Ghimpu, Plahotniuc fură și fură în continuare țara. Este în beneficiu PD-ului tot aceste jocuri. Este în beneficiu acestei grupări criminale, care de azi înainte probabil trebuie numită gruparea criminală Plahotniuc. El cum își numește fundația nu știu care la lui Plahotniuc, acum trebuie dispus. Avem o grupare criminală care a capturat statul și care ne face, ne dă circ. Din păcate nici măcar covrigul nu ne-l dă. Ne-l dă circ și borta la covrig pentru cetățenii Republicii Moldova. Și noi în aceste jocuri sigur că nu este domeniul nostru. Domeniul circului, domeniul perfidiei, al ipocriziei, nu este domeniul platformei Demnitate și Adevăr. Noi ne-am bătut în permanență pentru drepturile oamenilor, pentru drepturile cetățenilor, am apărat aceste drepturi. Dovada este și faptul că am făcut această presiune publică și mă refer acum și la legea cu această amnistie fiscală promovată intens de finul de economie a lui Plahotniuc, Candu și toată șaica asta sau gașca asta criminală, iată prin presiunea publică internă, prin, dacă vreți, și prin somația că vom face proteste, dar și prin mesajele care au venit din exterior, am reușit să nu admitem ca această lege să se producă. Iată o reușită pe care ne-o putem împărți într-o anumită măsură și nouă platformei Demnitate și Adevăr, pentru că am reacționat la timp. Inițiativa lui Dodon, cu privire la anularea legii miliardului, iarăși este una dintre solicitările noastre publice făcute atât în campanie electorală sau imediat atunci după ce a fost adoptată această lege. A fost și o promisiune de-a noastră electorală că vom merge la anularea acestei legi în condițiile în care vom ajunge. Dodon a și făcut-o. Da, el a făcut. Este bine că a făcut-o. Din păcate,
rămâne la nivelul de această inițiativă. Ori asemenea inițiativă trebuia să fie urmată și niște fapte reale, în condițiile în care a ieșit Filip, trebuia să fie o reacție pe potrivă. Mă tem că această inițiativă, să nu fie doar o bifă făcută de validatul președinte și nu o intenție reală. Și de Partidul Socialiștilor, nu, pentru că este vine inițiativa lui Dodon, totuși nu a Partidului Socialiștilor. O remarcă foarte bună pe care o puneți, pentru că Partidul Socialiștilor în toată perioada asta ar fi avut posibilitatea să vină cu asemenea inițiativă și n-a venit. Iată de ce mai mult și mai mult lume consideră că este un act populist făcut de Dodon decât o inițiativă reală. Dar timpul le va arăta pe toate. Cam asta ar fi dispus la ceea ce spuneți dumneavoastră că nu am fost prea mult activ. În 2016 ianuarie ați avut proteste masive și a fost o perioadă când ați fost foarte activi. Pentru dumneavoastră, pentru Platforma Demnitate și Adevăr, care dintre toate evenimentele întâmplate, pentru că a fost un an într-adevăr cu acțiuni și evenimente destul de multe pentru o republică cum este Moldova mică, care pentru dumneavoastră este cel mai important, care a schimbat coloratura, starea în politică și a schimbat Au fost evenimente, toate au fost importante. Dacă vorbim din perspectiva Platformei Demnitate și Adevăr și acțiunilor pe care le-a întreprins Platforma, sigur că pornim din ianuarie, atunci când urmare a unui forum civic, la care au fost prezente elitele din Republica Moldova, dacă putem spune așa, societatea civilă, acolo unde s-a luat decizia ca Platforma Demnitate și Adevăr împreună cu alte partide să protesteze în comun. Trebuie să remarcăm acest lucru, că decizia a fost luată de societatea civilă și de forumul care s-a organizat, dacă bine mi-amintesc eu, pe data de 20 ianuarie, așa cum spuneați și dumneavoastră. Iată, este un eveniment foarte important. Anume, în acea perioadă nu am admis, prin presiunile publice și prin susținerea de atunci a președintelui Timofti de a nu-l admite pe Plahotniuc în calitate de prim-ministru, și este un lucru foarte important pentru Republica Moldova, un lucru salutat și în Occident și în interiorul țării, și asta e un lucru, mai repet, un lucru esențial. Noi nu putem admite să-l punem într-o funcție doar pentru a-i formaliza puterea lui Plahotniuc. El și așa controlează toate instituțiile. Acum, dacă îmi permiteți să-l citesc pe Dumitru Alaiba, el spune că nu ar fi o crimă să-i formalizăm puterea. Da, dar asta este realitatea anului 2017 ianuarie, că se prevede ca acest... Se pune problema bine, prin martie se preconizează, dar de la asta te poți aștepta în orice noapte, nu poți neapărat să aștepți în orice noapte și nu neapărat deci în martie. Este că până la capăt oricum nu s-a dus... Nu, stați puțin. S-a dus destul de bine. Ne-am opus atunci, el a fost forțat să-și propună colegul lui de facultate sau de clasă, nu știu ce este, Filip, bine că nu l-a propus Pșinus sau pe un cumătru de lui, că el o poate face. Dar iată, nu am admis și a fost un lucru extraordinar, protestul întregii societăți, indiferent de liderii care erau pe scenă sau erau între oameni sau erau la televizoare, nu contează. A contat că atunci întreaga societate s-a mobilizat, s-a consolidat și nu a admis ca un criminal de talie regională care a capturat o țară aflată la granița NATO și Uniunea Europeană să ajungă prim-ministru. Un lucru pe care trebuie să-l salutăm și să spunem un mulțumesc întregii societăți care a avut această reacție. Alte evenimente, sigur că au fost pentru platformă, reușita noastră de a acumula peste 400.000 de semnături pentru referendumul de modificare a Constituției, care trebuia să pună în normalitate actele normative, actul, dacă vreți, Constituția, să avem un scrutin prezidențial, unul bazat și având la fundament. Da, dar nu a fost fundament datorită acestor... Nu, dar de ce nu? Iarăși este presiunea populară. Nu își putea permite Plahotniuc, chiar dacă a anulat prin lege, chiar dacă vă amintiți cum a procedat atunci prin lege, prin hotărâre judecătorească, prin decizia Comisiei Electorale Centrale, a anulat, totuși el a mers la acest pas riscând enorm, chiar dacă avea doi candidați, pe Dodon și pe Lupul, dar el a riscat foarte mult. Dânsul nu și-a pus problema niciodată că unul dintre noi, fie Maia Sandu, fie eu, vom putea... Deci credeți că drumul a fost mai anevoios și dacă nu avea să fie, era alt...
situație dacă nu avea să ia sigur așa că el n-ar fi acceptat niciodată să meargă la popor să se aleagă președintele, pentru că el avea majoritatea confortabilă pentru a alege pe cine dorea el. Fie că este Finul Candu, fie că este colegul de clasă Filip, fie că este bodyguardul Țuțu sau altcine. El pe oricine putea, da, putea alege pe Țuțu. A urmat retragerea dumneavoastră, ce iarăși... Ajungem și acolo. Uh-huh. Deci întâi de toate vorbim despre un referendum care a demonstrat acestei țări că voința populară contează, presiunea populară contează și această presiune poate fi manifestată prin protest, așa cum am inițiat noi Platforma Civică de Demnitate și Adevăr, apoi Platforma Politică de Demnitate și Adevăr, dar iată că poate conta o asemenea presiune și prin alte mijloace, inclusiv cel stabilit în Constituție referendumul. A, că avem o justiție capturată și avem o comisie electorală centrală capturată care face mentrele lui Pahor, este o a doua chestiune. Eu am punctat un eveniment foarte important în viața Republicii Moldova. Niciodată în Republica Moldova nu s-au acumulat 400.000 de semnături, niciodată raportat la numărul populației în lume nu s-au acumulat asemenea număr de semnături. Iată de ce o putem pune ca o reușită a societății, a întregii societăți și a Platformei Demnitate și Adevăr ca entitate civică la început și apoi politică. Au urmat și alte evenimente. Să nu uităm despre developarea în legătură cu adoptarea de urgență a legii care pune pe umerii cetățenilor miliardului furat, developarea concursului tacit al lui Dodon la această lege. Eram în străinătate și îl întreb, domnule, dar uite că se pune în discuție emoțiunea ta de cenzură, unii sunteți, oamenii noștri sunt în teritoriu. Și atunci ne-a fost foarte clar, Dodon este într-o crădășie cu Plahotniuc și cu această guvernare. Deci ei fac un fel de circ, creează o problemă, după asta se bat între ei și iată lumea trebuie să vadă că cineva lucrează. În realitate, dacă vedeți, nimic mai mult decât declarații. Am ajuns la scrutinul electoral, la scrutinul prezidențial. Care a fost unul foarte murdar și decizii sigur, care da. au surprins și societatea și oamenii din politică. La care decizii vă referiți? A unor oameni care s-au alăturat cu și a altor oameni care au ieșit care din campanie. Să le luăm pe rând atunci. Dumneavoastră v-ați retras. A fost iarăși o acțiune care a surprins societatea civilă, așteptat la dumneavoastră, fiind unul din liderii opoziției dumneavoastră și fiind o persoană în care încrederea oamenilor era mai mare decât în Maia Sandu, v-ați retras. Să le luăm pe rând atunci. Că și după aceea ieșirea lui Marian Lupu și pretinsul sprijinul lui Maia, pentru Maia Sandu, în realitate sprijinul lui Dodon. Aveți dreptate, perfectă dreptate. A fost iarăși un eveniment foarte important pentru Republica Moldova, pentru că atunci s-au văzut în română cine și cât costă, sau cine și ce este, sau who is who în engleză, cum vreți. Deci, s-a văzut foarte clar. Avem un regim criminal care joacă, ne joacă cum poate, ne joacă pe noi, încearcă să joace Occidentul. Ce am reușit în acest scrutin prezidențial? L-am developat în totalitate pe Plahotniuc. I-am developat esența. Acesta este un criminal, de esență sovietică și comunistă, neocomunistă. O secundă, înțeleg, eu mi-asum chestia asta și vă rog să nu vă atingeți de acest post atunci când aveți de gând, are criminalul ăsta de gând să mă dea în judecata lui, cumva. Deci ăsta este un regim criminal condus de un proxenet, un criminal de sorginte sovietică și neocomunistă, care consideră că poate trișa și poate minți pe toți de la oaltă. Iată că de data asta l-am developat atât în fața europenilor, în fața americanilor, în fața rușilor. Dânsul pretindea că este pro-european, că împărtășește valorile europene și așa mai departe. În realitate l-a susținut pe Dodon, mai mult decât atât, punându-i în aplicare niște tehnici. Nu a fost asta deschis, o susținere deschisă a lui Dodon. Asta s-a presupus în unele surse mass media sau unii analizări. Dacă îi pui la dispoziție unui criminal mașina ta, știind că el face o crimă, îl susții deschis și pentru asta faci crimă. Bine, aici suntem în electoral, suntem în politică. El a pus la dispoziție tot vehiculul lui mediatic. I-a pus la dispoziție organele,
organele coercitive ale statului care trebuiau să-l scoată pe Dodon din cursă pentru finanțarea din Bahamas, din Rusia. Dar de ce atunci nu ați rămas dumneavoastră în calitate de lider? Pentru că în calitate de persoană care a avut în spate 400.000 de semnături la referendum, aceștia sunt acei oameni care vă simpatizează. Da. Sunt practic votanții dumneavoastră. Exact. Și în momentul în care dumneavoastră ați avut așa o încredere din partea poporului, trebuia să mergeți în continuare să luptați, dacă tot ați spus aceleași... Îmi place chestia asta cu trebuia. M-am uitat într-o bună zi la un... Nu regretați? Asta vreau să înțeleg. Nu regretați la acum? La Hota Irbalca, așa acolo zicea cineva, domnule, tu dar nu clunuți. Și pe urmă el zic, da, все-таки никто никому ничего не должен. Iată așa, nici eu, parcă n-am avut nici... Nu, societăți, da? Oamenilor... Dar societăți, e adevărat. Acum trebuie să fac o mică explicație. Vă păstrați eu verticalitatea și declarațiile pe care le-ați lansat în mulțime. Am mulțumit întotdeauna societății din care fac parte, acestei nații mele din care eu fac parte. Am mulțumit în permanență pentru faptul că a fost alături, că m-a sprijinit în pofida tuturor unui linșaj fără precedent. Cred că nu s-a mai cunoscut un asemenea linșaj în adresa unui om. Mm-hmm. Nu vorbim acum de un personaj politic, dar un asemenea linșaj nu a existat. Iată, în pofida unui asemenea linșaj, eu am rezistat și am rezistat nu doar pentru că eu sunt de alt aluat, nu, eu sunt și eu om, dar am rezistat pentru că am avut sprijinul societății, pentru că am avut sprijinul oamenilor, pentru că am avut cele 400.000 de semnături în spate, pentru că am avut oameni care veneau și mă apărau împotriva tuturor așa zișilor jurnaliști, mă apărau împotriva tuturor așa zișilor polițiști. Da? Eu am avut simpatia oamenilor. Iată, drept răsplată a simpatiei oamenilor, le-am demonstrat acestor oameni că sunt în stare de gesturi mult mai mari decât cele ce țin de persoana mea, ce țin de partidul meu, ce țin de anturajul meu. Da, e adevărat, gestul dumneavoastră politic declarat un gest matur, unicul în istoria. Nu este matur, nematur. Era o necesitate, pentru că în condițiile în care am fi mers doi, și eu și Maia Sandu, rezultatele noastre... Unul, dumneavoastră trebuia să fie ales ca lider. Bine, acum n-am să intru în detaliile acelei înțelegeri, dar dacă am fi mers doi în această competiție, îi cream circunstanțe lui Plahotniuc să-l scoată în turul 2 pe Marian Lupu. În turul 2 avea grijă să-i deseneze lui Marian Lupu tot ce-i trebuie și nu am fi cunoscut foarte multă lume din Occident, n-ar fi înțeles niciodată esența lui Plahotniuc. Și am fi mers la parlamentare cu gândul că, iată, domnule, avem o putere în totalitate, pro-europeană și așa mai departe. Esența adevărată a lui Plahotniuc a fost developată în acest scrutin. Și este un lucru important, nu regret nici pentru o secundă retragerea, pentru că, repet, a merge împreună sau în doi în această campanie ar fi fost sinucidere pentru întreaga partidă antioligarhică, din care, credeți-mă, am fi ieșit șifonați și unul și altul, dar cel mai important entitățile pe care noi le reprezentăm. Ori noi avem nevoie de cu totul altceva. Noi avem nevoie de conjugare de eforturi, noi avem nevoie de consolidare, noi avem nevoie să dăm mesaje societății că suntem altfel de politicieni decât cei care au condus țara sau au pretins că sunt în opoziție până acum. Noi avem nevoie de a da acestei țări o speranță. Și cum se o dai dacă nu prin fapte, dacă nu prin gesturi, dacă nu prin mesaje sincere, curate și nu prin porcăriile pe care le punem la dispoziție. Considerați că mișcarea protestatară mai are așa o putere cum a avut-o până la momentul 2016 ianuarie? Da, pot să vă întreb cu o întrebare? S-au schimbat lucrurile în bine în Republica Moldova care votă oamenilor să slăbească? Nu, dar vor mai avea oamenii încredere ca să mai iasă... Sigur că oamenii au fost probabil stupefiați de atitudinea guvernării, pentru că dacă s-a ajuns la 100.000 de oameni în stradă și această guvernare, care s-a perpetuat, guvernarea lui Plahotniuc la început cu Filat, apoi fără el, și ei n-au reacționat așa cum s-a reacționat, spre exemplu, în Islanda sau cum s-a reacționat la 25.000 de oameni sau reacționat în România, sigur că oamenii au rămas stupefiați de atitudinea acestei guvernări.
oamenii au și obosit puțin de la proteste care au condus, este adevărat, la anumite rezultate. Și pot să vă aduc în discuție rezultatul ieșirii pe data de 3 mai în Piața Mare Adunării Naționale, atunci când Gaburici a renunțat să mai semneze cele 7 miliarde de lei. Asta a fost de lei. Mai înainte. Nu. 7 miliarde pe data de 5 aprilie, Gaburici era gata să semneze, dar nu a mai semnat când a văzut mulțimea de oameni în stradă. Să ne amintim că abia atunci, din 2009, au ieșit cei mai mulți oameni în stradă, au ieșit peste 30-40 de mii. Asta vă întrebam, vor mai ieși așa oamenii în masiv? Iar pe 6 septembrie s-a ajuns la 100 de mii. Sigur că a urmat și un număr mai mic de protestatari, dar revolta sau protestul din noi n-a pierit și nu vorbesc doar de mine sau de bănuiesc de dumneavoastră, dar și de oameni de la țară care trăiesc tot mai rău și mai rău. Uitați-vă ce se întâmplă. Da, dar și-au pierdut speranța că va mai fi cineva care le va rezolva aceste probleme pe care oamenii nu și-au pierdut speranța și iată, după scrutinul prezidențial, noi chiar am alimentat această speranță. Noi am fost aproape, dacă nu ar fi existat fraudă electorală, dacă n-ar fi fost linșajul mediatic, dacă n-ar fi fost dezinformare, dacă n-ar fi venit peste noi 30.000 de sirieni. Da, asta a fost. Bine. Păi dacă n-ar fi fost toate astea, noi am fi câștigat alegerile și eu pot spune cu tărie că noi am câștigat alegerile, doar am fost furați. Ei, iată, prin această reușită a noastră, am alimentat speranța oamenilor. Era foarte multă lume. Vom vedea în 2018 la alegerile parlamentare sau în dependență de acțiunile pe care le va întreprinde PAS și PPD. Foarte multă lume era cu mâna pe valiză. Dar foarte multă lume. Dar nu cred că s-a schimbat ceva. S-a schimbat. Oricum pleacă oamenii inteligenți, pleacă oameni cu verticalitate și cu un IQ mai ridicat decât... Eu merg în teritoriu. Eu vorbesc cu oamenii, cred că m-ați văzut la televizoare, m-ați văzut pe Facebook, nu știu, este zona găgăuză la care neapărat voi ajunge. Am fost, dar n-am fost vizibil acolo, dar voi ajunge și acolo. Asta s-a văzut în voturile dar în rest am fost pe întreg teritoriul Republicii. Eu știu care era situația și în Transnistria, până la campania electorală și în Transnistria, și în zona asta am fost. Am fost. Nu, trebuie să mai mergeți. Am să mai merg. Care era situația până la campanie, care era situația în campanie, ce este după campanie. Eu știu foarte bine, dispoziția oamenilor de a pleca atunci era mult mai mare. În momentul de față, oamenii există. Chiar ieri am avut discuții cu un grup de oameni și spuneau, domnilor, mai așteptăm până în 2018. Da, mai răbdăm, că noi avem încredere în Platforma Demnitate și Adevăr și noi credem că veți putea și sunteți deci, în stare să preluați. Deci alegerile anticipate nu se mai discută despre ele. Nu se discută. Eu vorbesc acum de termenul maxim. Termenul maxim. Deci, să nu subestimăm valoarea acestui rezultat. Este un rezultat care a alimentat speranța cetățenilor noștri. Ori nimic mai important în viață decât speranța nu există. Ei, nu vreau să ajungem la ce, că speranța moare ultima și să așteptăm. Pentru mine nu moare niciodată. Cu doamna Maia Sandu mai comunicați? Pentru că în niște ieșiri în public a dumneei s-a vorbit că va merge în parlamentare PAS-ul de sine stătător și se pregătesc pentru aceste alegeri. Da, am văzut acea declarație. Eu am fost și eu întrebat într-un interviu dacă cum vom merge. Am spus și repet acest lucru. Platforma Demnitate și Adevăr este un partid puternic, este un partid care poate merge în alegeri în orice formulă, fie că este într-un bloc, fie că este separat. După mine și această teză o împărtășesc și colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr, în momentul de față noi nu trebuie să ne ocupăm de concurențe care inutile sau de competiții inutile între două entități politice care reprezintă același eșichier, care reprezintă aceleași valori sau împărtășesc aceleași valori, care își doresc binele și bunăstarea acestei țări, nu între noi trebuie să concurăm. Noi avem cu cine concura. Noi avem criminalul regional Plahotniuc și avem un pretins președinte sau un președinte, nici nu știu cum să-l numesc, care se ocupă de orice, numai nu de ceea ce ar trebui să se ocupe. Ce este? Acum e ușor să spunem când după ce a fost ales că este, nu știu cum, Igor Dodon, dar în momentul în care ar fi fost o altă situație în campania electorală și nu ar fi dreapta, o opoziție, nu ar fi luat deciziile care s-au luat, probabil, acum bine, nu putem să mergem la Iesli Bădacabă, este așa în rusă, dar oricum, probabil Dodon nu avea să devină președinte. Și atunci opoziția aș
l-ați lua cu demnitate acest post și avea să aveți o pârghie pentru a vă, până în 2018, pentru asta a vă manifesta. Eforturile mele de a uni întreaga opoziție și cea pretinsă și cea adevărată, din păcate, au ieșuat din cauza orgoliilor nețărmuite a unor politicieni, din cauza lașității altora, din cauza impertinenței altora, dar cel mai mult, am spus-o și altă dată, a contat trădarea. Trădarea, iată, a lui Dodon, în primul rând, pe data de 24 aprilie, atunci când am ieșit la protest, și apoi mai târziu, când s-a pus problema alegerii președintelui și când i s-a propus acestui om, sau individ, cum doriți, să renunțăm la orgoliile personale, să renunțăm la orgoliile partinice și să venim pe precedentul Iugoslaviei, dacă vă amintiți, Coștunița, care au reușit, identificând un candidat comun al întregii opoziții, au reușit să scape de regimul criminal Milosevic. Iată că, din cauza, repet, a orgoliilor, a trădării, a impertinenții unor politicieni, acest lucru nu s-a întâmplat. Revenind la întrebarea dumneavoastră cu întâlnirea cu, sau dacă mai comunicați. Dacă mai comunicați. Pentru cei care încearcă, nu știu, în disperare să ne separe, să ne dezbine, pe o să-i anunț că ne-am văzut astăzi cu doamna Sandu și o să ne vedem. Da, chiar astăzi am luat un ceai, hai ca să nu am luat masă. O vom face și joi, o vom face și vineri, ori de câte ori va fi nevoie, pentru că am conștientizat, eu sper că au conștientizat și concetățenii noștri, dar și membrii și simpatizanții partidilor noastre, că comunicarea, conjugarea de eforturi este un lucru foarte, foarte important. Așa că vom comunica pentru, în continuare și ar fi bine ca la acest... Este și meritul că ați fost împreună. Sigur că da, iarăși, iată și un mesaj și către diaspora, dar și către cetățenii noștri un element, nu s-a mai întâmplat așa ceva, mobilizarea diasporii noastre la o mărime de 130.000 de participanți, stând în rânduri, neajungându-le buletine, sigur că este un element foarte și foarte important. Dar să nu uităm, revenind la 20 decembrie, despre care vorbeam la începutul emisiunii, noi am făcut un apel către toate partidele de opoziție extraparlamentare să facem un pact antioligarhic, să conjugăm eforturile. Sigur că au venit sărbătorile, nu a existat prea multă reacție la acest lucru. Eu sper că de acum încolo că politicienii noștri totuși vor fi responsabili, vor fi conștienți de faptul că trebuie să mergem uniți și vom reuși cât de curând să formăm acest pact antioligarhic cu societatea civilă, cu partidele extraparlamentare care fac parte din societatea civilă teoretic și, de ce nu, cu noi și noi entități care se prevăd a fi formate în 2017 și despre acestea vorbim în a doua parte a emisiunii. Okay. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, revenim în studioul emisiunii Important. Vă reamintesc că invitatul din această seară este Andrei Năstase, președintele Platformei Demnitate și Adevăr. Continuăm, domnul Năstase, vorbeam despre proiecte noi în politica noastră care se începe a forma și care se declară a fi mai puternici decât PAS și PPDA. E vorba, bine că să deschidem lucrurile, să le spunem pe nume, este vorba de Șalaru și Băsescu, care vor forma o altă... Cum îmi place lui Voronin să spună, nimeni tascat, știți? Considerați că nu sunt... Sigur că da, înțeleg despre cine vorbiți, v-ați făcut la referire, înțeleg și la un an, am citit și eu pe... Da, este vorba de un analist politic de pe un site... Un analist politic fără nume. Care a declarat că, citez, carisma lui Traian Băsescu și care încă mai dispune de capital de imagine și se bucură de simpatie unor moldoveni, dar și plasarea fostului ministru al apărării în calitate de fațetă curată a Partidului Liberal ar putea înghiți din fașă proiectele politice DAS și PAS. Și ce facem cu simpatia mea față de Traian Băsescu? Haideți să fim serioși. Păi bine, Platforma de Demnitate și Adevăr. Nu este ușor, ca să fie clar, nu este ușor să faci un partid. Să nu credeți că a fost foarte, foarte ușor. Noi suntem un partid venit din popor, cu un sprijin popular destul de larg. Și știi, se cunoaște acest lucru. Nu știu de acest...
nu știu dacă există compatibilitate între domnul Băsescu, care este un luptător, și Alex și Șalaru, care nu s-a demonstrat a fi un luptător, a fost până... Bine, dânsul a declarat în emisiune deja public că va, domnul Șalaru, că va crea un partid după sărbătorile din ianuarie. Să-l creeze, ca el pot fi încă mulți. Mâine pe mâine Tănase va vrea să-și facă partid. Păi, Plahotniuc o să tot scoată la vedere multă, multă lume din asta. Pentru mine, Șalaru trebuie să răspundă în fața acestei societăți prin manipulările pe care le-a făcut, niște portaluri pe care le gestionează, dar asta este deja de alt domeniu. Nu mă interesează, sincer să fiu, nu mă interesează asemenea lucruri. Nu reprezintă un pericol nici într-un fel și nici nu vă ia din voturile. Din păcate, oamenii în Republica Moldova n-au înțeles un lucru, mulți dintre așa zisii politicieni n-au înțeles un lucru important. Mai presus decât poziția mea în societate este ce este cu țara asta, ce cu societatea asta în general. Pentru că dacă te apuci, fiecare acum o să vrea să-și facă partid politic. Eu n-aș fi vrut să fac partid politic, am făcut-o din necesitate. Care este necesitatea acum ca Șalaru să-și facă un partid politic? Ar fi putut să întărească, dacă are, cu ce? Unul din aceste proiecte existente. Nu. Interesul personal este mai presus. De ce să nu am și eu un jilț sau un, cum se spune pe la noi, da? Un scaun. E problema lor, nu vreau să judec. În ce privește domnul Traian Băsescu, însă are un sprijin destul de important în Republica Moldova. Eu personal regret și am condamnat gestul lui Dodon, un gest nesăbuit, un gest, o nedreptate făcută domnului Băsescu. A emis un decret privind retragerea cetățeniei. A emis un decret ilegal de retragerea cetățeniei atunci când nimeni o cerea și nu se impunea. De ce ar fi fost nevoie de acest lucru? Și apoi domnul Băsescu a trecut în Parlamentul României, înțeleg, și la nivelul Senatului și la nivelul Camerei Deputaților. Cred că va avea un cuvânt greu de spus acolo și atât pot să comentez. Nu, și în general n-aș vrea să comentez declarațiile sau afirmațiile unor analiști pentru mine fără substanță. Sunt puțini analiști buni în Republica Moldova, buni în sensul că fac o analiză bună, uneori critică la adresa Platformei de Unitate și Adevăr, dar să spui că Șalaru cu proiectul lui de Mucava va înghiți Platforma de Unitate și Adevăr este pur și simplu o aberație, scuzați, ca să nu fiu mai dur. Iurie Leancă se vorbește că va reveni în Ministerul Integrării Europene. Considerați că revenirea președintelui unui partid în guvernare este iarăși o acțiune pentru a... Dar Iurie Leancă a plecat vreodată la guvernare sau cum? Nu. El nu revine. El acolo s-a aflat în permanență și asta se cunoaște, se știe. Păi vorbim acum de partide care încearcă să intre până în 2018 în simpatia votanților ca să poată să obțină iarăși voturi și să ia de la opoziție, să ia din acel... Asta e altă treabă. Iată, asta e deja altă mâncare de pește. Iurie Leancă, din păcate, a jucat, este un personaj destul de duplicitar, a jucat urât, din punctul meu de vedere, atunci când noi făceam eforturi de consolidare, de adunare acestei partide antioligarhice pro-europene, dânsul juca la două capete. Discuta și cu Platforma Da, PAS și PLDME, pe de altă parte ducea negocieri cu Plahotniuc, negocieri. Nu, acolo nu se duc negocieri, Plahotniuc îi spune ce să facă și el face. Din păcate, pentru că atunci când mă întrebați de revenirea domnului Leancă la Ministerul de externe, și integrării europene. Sigur că era bine dacă domnul Leancă nu pleca de acolo. Toată lumea recunoaște că a fost un diplomat bun, îi se recunosc meritele, dar ca și politician, din păcate, a demonstrat altceva. Asta pot să spun eu la întoarcerea lui sau neîntoarcere, dar trebuie să nu confundăm niște lucruri. Iurie Leancă n-a plecat niciodată din sânul guvernării și mai ales din anturajul lui Plahotniuc, pentru care a făcut suficient, poate mai mult decât îi se cuvenea unui politician, lobby, atât în Europa cât și în străinătate, aducându-l pe Plahotniuc ca pe un fel de mesie pentru Republica Moldova. În timp ce Plahotniuc fura miliardele, sigur că și cu penița lui Iurie Leancă, el mergea în Europa prin iunie anul trecut, dacă cam așa ceva, mergea și spunea la toată lumea că Plahotniuc este salvatorul țării și doar Plahotniuc poate să ne rezolve toate problemele după ce tot Plahotniuc le-a creat. Corupția,
se datorează lui sau cauzată de el, furtul miliardului Plahotniuc, spălările a peste 30 de miliarde, că deja iese la suprafață și alte detalii, a peste 30 de miliarde de dolari a mafiei rusești Plahotniuc și iată că Leancă ne-l prezenta în Europa ca fiind un fel de salvator. Nu ne afectează cu prea mult Iuri Leancă. Noi am avut întotdeauna o relație foarte bună cu simpatizanții Partidului Popular European. Foarte mulți membri ai Partidului Popular European au renunțat a mai fi membri și sunt în Platforma de Unitate și Adevăr. Platforma de Unitate și Adevăr și în PAS. Care militează pentru... Avem oameni de valoare în acest partid care și-au declinat prezența acolo sau rămânerea acolo pentru că anume din cauza lui Iuri Leancă și a politicii pe care a condus-o el. Așa că el merge cu proiectul lui să meargă alături de Plahotniuc în continuare, indiferent de ce funcții, la Ministerul de Externe sau la Ministerul Culturii, oriunde merge, nu ne interesează. Pe mine personal nu mă interesează personajul Iuri Leancă. Mine mă interesează societatea asta, mă interesează Partida Pro-Europeană să aibă niște stegari, dacă vreți, sau niște oameni în fruntea lor, niște oameni onești, niște oameni care nu joacă dublu, nu sunt duplicitari, sunt oameni care își țin cuvântul și care, pentru care contează foarte mult faptele pe care le fac. Dacă tot vorbim despre aceste acțiuni și despre societate și despre faptul că doriți să fiți alături de societate, nu considerați că în 2017-2018 ar trebui un partid să-și ia responsabilitatea ca să terminăm cu această împărțire pe limbă română, limbă moldovenească, steag, nu știu ce. Exact. Toate lucrurile astea sunt niște teme tabu ar trebui să fie pentru noi. Să scăpăm de niște teme care ne facă în defavoarea poporului nostru sunt. Va putea un partid politic să vină și să spună pe șleau direct, asta limbă vorbim, această poziție o avem, să terminăm cu această împărțire a poporului pe două tabere? În diverse teme. Să iau dintr-o poezie. Există un asemenea partid. Vă amintiți o poezie mai veche? Există și acest partid, se cheamă Platforma de Demnitate și Adevăr. Vă amintesc că această platformă a apărut întâi de toate ca și entitate civică, iar apoi o parte din cei care au format Platforma Civică au constituit și Platforma Politică de Demnitate și Adevăr, iar dezideratele supreme ale acestor entități au fost în permanență consolidarea societății, indiferent a oamenilor, a cetățenilor, indiferent de apartenența politică, indiferent de apartenența etnică, confesională. Geopolitic la fel? Geopolitica ne mănâncă. Asta, în prezidențiale asta a jucat fiesta. Nu e adevărat, bine. A fost un element a geopoliticii? E adevărat, am spus asta. Societatea noastră s-a demonstrat, s-a dovedit a fi una împărțită, una destul de... nici nu știu cum să zic. Deci, e adevărat. Elementul geopolitic s-a văzut, a fost evident. Noi am vrut să depășim acest element. Și cred că am reușit în mare parte, am reușit să atragem, pentru că haideți să nu uităm un lucru. Ceva timp în urmă, în 2014, în 2015, după 2014, atunci când totuși s-a terminat cu alegerile și am aflat apoi că s-a furat miliardul, pe parcursul 2015 noi am constatat că de la 73% pro-europeni în 2009, am ajuns la 37% în 2014. Da, iată că noi am reușit, prin eforturile noastre, am reușit să egalăm întrucâtva lucrurile. Deci, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, anume asta își propune, să unească oamenii, indiferent de opțiunile lor, nu știu, cu privire la limbă, cu privire la... Bine că nu la alfabet acum. Cu privire la limbă, cu privire la... la denumirea sau noțiunea moldovean român. Bine, deja domnul Dodon a schimbat denumirea pe site. Îl privește. Iată, asta este lucru cu care n-ar fi trebuit să se ocupe Dodon în mod prioritar. Și să o lase. Aceste lucruri trebuie lăsate în pace. Ele sunt sfinte pentru Republica Moldova. Nu te bagi. Nu te bagi la memoria oamenilor care au murit la Nistru în 92. Nu te bagi acolo. Din potrivă, tu trebuie să te duci și să stai în genunchi în fața la oamenii noștri care au murit și au operat independența și tu te duci acolo și îi scuipi pur și simplu un suflet când a mers la Tiraspol. Deci, Platforma de Unitate și Adevăr și-a spus prioritățile. Prioritățile sunt de ordin social-economic, sunt de ordin anticorupție, reformator,
Și iată, asta ne unește. Ne unește dragostea noastră de țară, ne unește dorința ca în această țară să se trăiască bine. Iar când se trăiește bine în țară, se trăiește și găgăuzul bine, dar trebuie să trăiască și rusul, e și românul, și ucraineanul, și oricine. Deci pentru asta milităm noi, pentru bunăstare, pentru dreptate, pentru adevăr, pentru... Nu pot să... Eradicarea corupției este un fenomen, un proces foarte, foarte complicat. E adevărat, nu reușești. Peste toată lumea este corupție, dar ca la noi nicăieri. Deci eradicarea corupției și a sărăciei, priorități de bază ale platformei Demnitate și Adevăr și nu aceste chestiuni aparent geopolitice, dar în realitate sunt niște spectacole de prost gust în spatele cărora acestor spectacole, s-ascund criminalii de genul lui Plahotniuc, până mai ieri și alții ca el, da? Și s-ascund și ne fac tot timpul, iată, astăzi o să iasă Dodon iarăși cu o declarație. Primul o să vină Ghimpu și o să-l contrazică. Și noi tot timpul, uitându-ne încolo, nu vedem că în spate, de fapt, Plahotniuc când mai fură un miliard. Iată, de fapt, ce se întâmplă. Bine, vă reușește, să zicem că vă reușește, dar aici vreau să fac o să deschid o paranteză. Vedem că și vecinii acum de peste Prut au un Plahotniuc. Nu, au un Plahotniuc. Au trecut deja prin perioada alegerii guvernului și vedem că nu toată populația României este mulțumită de acest guvern care este acum ales. Ceea ce am văzut și la noi, același lucru. Bine, aici putem spune despre o influență a factorilor externi asupra politicii din România și ceea ce s-a văzut și din Republica Moldova. Dumneavoastră reușiți să faceți ceva. Ce facem cu influențele externe? Ce am făcut și până acum. Noi ne-am demonstrat, Platforma Demnitate și Adevăr și-a demonstrat pe lângă integritate, devotament și-a demonstrat independența față de orice imixtiune din exterior, din interior. Dumneavoastră, puteți să lucrați cu cei din Uniunea Europeană? Sigur că da. Am avut în permanență o comunicare și am avut o comunicare reciproc avantajoasă, chiar comunicarea. Niciodată n-am fost nici influențați, n-am fost... Nu. Deciziile noastre au fost respectate și pentru că deciziile noastre sunt drepte, sunt corecte. Ele sunt în interesul cetățeanului și a societății. Și atunci nu pot exista divergențe. Iată, o anumită presiune, bănuiesc, că se face, bănuiesc, din partea structurilor europene, a Fondului Monetar Internațional față de guvernare, care deviază de la promisiunile făcute, de la faptul că a tot promis reformă în justiție și nu avem reformă în justiție, a tot promis bunăstare și nu avem. Iată, acolo ar trebui să existe influență. Apropo de reforma justiției, recent la posturile de televiziune ale lui Plahotniuc, au fost o emisiune în care s-a vorbit foarte frumos despre modernizarea instituțiilor penitenciare, despre reforma în justiție, despre strategie dezvoltării instituțiilor de probațiune, despre îmbunătățirea condițiilor de muncă a magistraților și curte de apel, când a fost chiar înainte de sărbători deschisă, tăiată panglica unde noi. Asta o să auziți. A fost o emisiune destul de pozitivă, că lucrurile sunt frumoase în domeniul. Au fost mai multe, Margarita, au fost mai multe. Poate dumneavoastră ați văzut numai una. Acolo numai asta și se face. Se minte pe bandă rulantă. Se minte. Pe de o parte se spune că Plahotniuc este cel mai curat, cel mai bun, cel mai reformator, cel mai pro-european și pe de altă parte se spune că Năstase vrea să pună la cale iarăși destabilizări în țară. Și tot spun chestia asta de vreo un an și ceva. Ei nici măcar nu-și dau seama că oamenii doar s-au priceput. Știți cum vine lupul și păi să nu vii totuși odată lupul, știți? Sigur că este minciună. Nu s-a auzit niciodată la posturile lui Plahotniuc despre decizia Curții de Conturi, care a depistat că s-au cheltuit zeci de milioane pentru niște instituții ale justiției care sunt astăzi lichidate. În edificii și așa mai departe. Despre asta nu s-a auzit. Nu s-a auzit niciodată despre faptul că judecătorii care astăzi stau la pușcărie, chipurile stau la pușcărie pentru spălarea de miliarde și așa mai departe, pe parcursul a 3 ani de zile, din 2013 și până acum, când au fost deconspirați de mine, că au făcut acele miliarde, au primit salarii de la cetățenii Republicii Moldova. Niciodată nu o să vorbesc despre asta. O să vă arate, iată, Plahotniuc luptă cu corupția. De fapt, judecătorii ăștia au lucrat pentru Plahotniuc.
Spălarea banilor prin Republica Moldova este proiectul lui Plahotniuc și al lui Platon. Iată, acești indivizi, 16 cât sunt ei, unul fugit, niște executori, toți ăștia au lucrat pentru Plahotniuc. El acum îi ține deci, acolo. Deci reforma justiției, pentru că sunteți din domeniu, ea nu există? Nu există. Faptul că s-au pus câteva clozete în plus la niște instituții de justiție și ei prezintă acolo bifat. Iată, încă un punct am bifat. Sau faptul că s-au ridicat niște salarii la niște oameni care în mod normal ar trebui să stea astăzi pe banca de acuzați sau, dacă nu, și la pușcărie. Asta nu înseamnă reformă în justiție. Din punctul nostru de vedere, reforma în justiție trebuie să fie palpabil, trebuie să fie simțită, trebuie să fie văzută de cetățean în actul de justiție. Când se duce cetățeanul acasă, chiar dacă a pierdut, dar el trebuie să meargă cu sentimentul că i s-a făcut. Totuși, domnule, n-am pierdut pentru că vecinul meu s-a dus cu un dar cu geanta cu parale. Dar s-a micșorat perioada de examinare a dosarelor. Nu, și asta înseamnă reformă în justiție? Mm-hmm. Asta, noi avem nevoie de un act, poate fi cât se poate de lung, dar să fie drept. Justiție înseamnă dreptate, înseamnă mm-hmm. să fie un act drept. Nu mai repede sau mai încet. Este important. Celeritatea examinării cauzelor este foarte importantă. Că un om trebuie să ducă și să aibă previzibilitate. Trebuie să știe, domnule, eu când într-un an de zile... Când se începe și când se termină în dar, proces. Dar asta nu în detrimentul calității actului de justiție. Iar cum vedem noi, platforma de unitate și adevăr, reforma în justiție, de ce nu aplicarea sau să se treacă toți cei care astăzi sunt în justiție, justiția noastră fiind la subsolul clasamentului în lume și în Europa, să fie scoși în afara statelor de personal, să fie trecuți printr-un concurs, un concurs în care comisiile să fie mixte, din specialiști integri, profesioniști din cadrul din Republica Moldova, din justiție, specialiști din justiție, dar și din exterior, din Uniunea Europeană, din România, care să facă niște concursuri și de ce nu să se aplice în condițiile legii, iar dacă legea nu prevede să se modifice legea, să se aplice testul cu poligraful sau cu detectorul de minciuni. Nu s-a încercat nimic. Este legea care intra în pachetul de reformare a justiției, care nu mai este aplicată. Pentru că s-a dorit să se umple, întâi de toate, să se umple sistemul cu tot felul de rude, de-a lui Poale Lungi, de-a lui Pleșca, de-a lui Druță, după chipul și asemănarea lor, iar mai apoi să fie foarte greu de scos afară. O altă chestiune, să fie implementată, să fie aplicată pe deplin legea, că avem și legea confiscării, legea penală a confiscării extinse, să fie aplicată, să fie întărită această lege. Și judecătorii, procurorii, funcționarii de rang înalt, care nu-și demonstrează, nu-și pot demonstra averele, să le se confiște averele. Și lor, ce, dar și rudelor lor, pe care și le scriu. Uitați-vă la ce face Melniciuc ăsta din statul nostru. Fără niciun fel de pedeapsă. Vorbesc de președintele judecătoriei Râșcani până una alta, s-ar putea într-o bună zi să-l vedem și pe la Curtea Supremă de Justiție. Ăsta fiind tot un fin de-a lui Poale Lungi. Trebuie să-ți cunoască. Dar de ce pleacă unii magistrați din sistem? Cazuri diferite. Sunt, pentru că lucrurile trebuie tratate în profunzime, trebuie analizate în profunzime. Sunt unii judecători care pleacă de frică. Sunt alți judecători care se duc pentru de că... De motivul schimbărilor de frică. Pentru că, nu, vreau pleacă de frică, ei nu vor să mai aibă de-a face cu acest sistem corupt și putred, ei nu vor să îndeplinească comenzi, pentru că dacă n-ai îndeplinit comanda, tu ești pe lista neagră și într-o bună zi riști ceva. Îți vine rândul. Altcineva pleacă pentru că legea cu privire la judecători sau la statutul judecătorului se modifică actele normative și atunci ei vor beneficia de cu totul alt fel de pensii. Acum merg să-și ia alte pensii mai mari. Deci cazurile sunt diferite. Din păcate, în urma acestor plecări sau acestor ieșiri din sistem, sistemul nu se curăță. Nu se curăță. Cei corupți, putre de corupți, vor rămâne în sistem. Pentru că ei înțeleg foarte bine pensia de care nu este pentru el, el poate nici nu și-o ia la cât mită ridică. Uh-huh. Înțelegi? Deci cazurile sunt diferite, dar de asta ar trebui să se ocupe procuratura noastră. Dar cu este procuratura? Apropo de procuratură, spuneți-mi, dumneavoastră, de ce nu ați protestat vehement în momentul în care a fost cu atâtea încălcări, ales și asta a fost spus și aici, în studio, de către domnul Diacov, ales Harungen procuror general? Să protestăm. Nu, dar a fost așa o liniște în perioada aceea. Noi am luat atitudine, noi am atenționat societatea, noi am spus că este nu este un concurs, este o chestiune mimată. S-a demonstrat acest lucru. Cineva a încercat să... Din păcate, legea moldovenească te face pur și simplu
cum să spun eu, te lasă fără niciun drept să contești. Acolo poate contesta. Nu ați avut pârghii? Da, sigur că da. Să contești în instanță? Nu. Am mers pe tren, cum mi se pare, că la Curtea Supremă, dar o să-l dea, o să-l dea la o parte din anumite motive, probabil tehnice, dar cel mai important că în legea contenciosului, în legea procuraturii se spune poate ataca cel interesat direct și așa mai departe. Deci eu sunt exclus de la ataca în instanță, dar chiar dacă aș ataca, eu nu mă mai adresez în instanțele moldovenești pentru că nu am încredere în ele. Mă denigrează în fiecare zi. Iată, alaltă ieri sau astăzi am înțeles că la publica mi s-a spus că eu am fost la Moscova, m-am întâlnit cu serviciile secrete, tot felul de inepții pe care în mod normal eu ar trebui în fiecare zi să mă duc să mă adresez în judecată. Mă duc azi în judecată, mâine o să apară iarăși un imbecil. E sigur, e ceva nou pentru că, da? E o declarație împotriva de astăzi, iarăși, una pe care o repetă de atâtea ori. Când m-am întâlnit cu Caramala, când m-am întâlnit cu Usate, când m-am întâlnit, nu știu, deci, niște inepții pe care eu trebuie de fiecare dată să mă apuc să le atac în instanțele de judecată. Sigur că nu fac acest lucru pentru că nu am încredere în instanță. Cu procurorul, la fel. Ce să-i faci? El are toate pârghiile. Ați văzut cum s-a făcut acest concurs. Asta i-a pus notă fără ca să-l asculte pe unul. Deci, da, dar putea să ieși și atunci societatea putea să facă o presiune. Eu cred că Platforma Demnitate și Adevăr a acționat de fiecare dată corect. Bine, acum ne-am ales cu un procuror general, așa cum îl avem. La fel ne-am ales și avem acum și un coordonator, avem președinte, poate ar fi trebuit să ieșim să protestăm și când l-a ales pe... Nu, păi bine că asta este decizia din interiorul partidului și nu putem lua drept. Nu cumva suntem bănuiesc de faptul că l-am promovat noi pe nu, unele acțiuni ale politicienilor au fost, așa cum ați menționat și dumneavoastră, în favoarea Partidului Democrat, ceea ce a știut foarte bine oamenii din echipa Partidului Democrat să o ia drept aturi pentru sine, drept acțiuni. Partidul Democrat este, acum făcând abstracție de membrii simpatizanții partidului, eu vorbesc de gruparea care conduce acest grup, este o grupare criminală. Ei acționează după... Da, nu considerați că ar trebui criminală să revizuiți aceste noțiuni pe care deja oamenii le-au auzit și cam rod urechea. În 2017, grupare criminală. Dar lucrurile nu s-au schimbat. Dacă lucrurile s-ar fi schimbat. Păi dar cum să spun eu, în condițiile în care Marian Lupu își cedează postul și nu pur și simplu. Acum nu vreau să intru că sunt în proces cu dânsul. Știți că el m-a acționat în judecată pentru faptul că l-am spus foarte clar pe baza documentelor prezentate în instanța din Olanda că a participat la atacurile Raider împreună cu Candu și cu Plahotniuc și cu Platon. Păi să nu mai faceți... Să nu mai fac niște procese. Nu niște procese acum. Nu, dar adevărul ăsta este, rămâne o grupare criminală la nivelul bordului partidului, pentru că în realitate, prin teritoriu, sunt foarte mulți așa zi, simpatizanți, care ei chiar credeau că se poate ceva face și chiar au crezut că lucrul ăsta poate fi făcut și de Partidul Democrat. Sau sunt membri ai Partidului Democrat din nevoie, pentru că dețin o funcție, pentru că dețin... Eu am un caz chiar aici, la Botanica. Mi-a spus foarte clar o doamnă, domnilor, am fost acolo, am fost la adunarea partidului, dar nu am nimic cu ei. Dar dacă nu mă duc, știu că n-am fost și mă dau afară. Iată, așa, congres, iată asta la este. La congres? Vorbiți despre congres? Hai, ca să nu cumva să o pun în dificultate. Deci, cam așa stau lucrurile. Noi avem de face acum cu răul mare și avem o datorie. Iată, avem datoria mare a partidelor antioligarhice. Din opoziție. Din antioligarhice, asta înseamnă și din opoziție, neapărat. Pentru că nu există la putere în guvernare astăzi partid antioligarhic. Nu poți spui că partidul lui Ghimpu este antioligarhic sau Ghimpu este antioligarhic, da, nu putem. Sau Plahotniuc este antioligarhic sau Transfugi este de la Peledemie sau din altă. Rolul partidelor acestea este partidelor ca să readucă încrederea oamenilor. Să readucă încrederea și încă un lucru foarte important. Să nu admitem ca ținta noastră, dar cea mai importantă ținta noastră să devieze de la corupție, de la sărăcie și de la cel care a creat-o până acum, Plahotniuc, să se ducă către Dodon. Dodon este un pion de-a lui Plahotniuc. Marele rău rămâne a fi această guvernare cu toate pârghiile sale. Dodon dar ce facem cu 40 ceva de procente care i-au votat aceștia sunt oamenii care... Deci, pe Dodon.
Nu, potrivit statisticilor lui Plahotniuc și a Comisiei Electorale Centrale, au votat 50 și ceva de procent. Bine, bine. Jumătate din populația. Nu facem nimic. Noi trebuie să demonstrăm acestor oameni trebuie să demonstrăm că suntem mai buni. Și decât Plahotniuc, și decât Dodon, și suntem în stare. Veți reuși? Prin fapte, celor care prin acțiunile noastre, prin faptele noastre, prin afirmațiile noastre, și nu doar la nivelul, să le lăsăm la nivelul afirmațiilor, dar chiar și la, să le realizăm, să le implementăm, sigur că vom reuși. Cu siguranță vom reuși. Pentru că suntem mai buni decât ei, pentru că avem viziune cu privire la dezvoltarea țării astea și cred că oamenii s-au convins de faptul că cele două partide pot lesne prelua puterea și transforma din Republica Moldova, face din Republica Moldova o țară în care să vrei să trăiești, în care să nu vrei să stai cu mâna pe valize și să fugi. Chiar dacă se pregătește o schimbare în sistemul electoral, chiar dacă se pregătește o coaliție în Parlament, chiar toate astea le-ați luat în calcul și ați... Noi, astea sunt elementele pe care ei vor să le aplice. Noi avem agenda noastră. Sigur că va trebui să fim atenți. Să fim atenți, să nu admitem că această modificare de electorală, a legii electorale. Să nu admitem ca Plahotniuc să ajungă premier. Iată de ce ar trebui să avem o agendă comună. Iată de ce am făcut apel către partidele extraparlamentare de opoziție să își conjuge eforturile, să ne adunăm la o masă împreună cu societatea civilă și să luăm decizii cum reacționăm ori de câte ori această guvernare împreună cu președintele Dodon deviază de la interesul național și cetățean. Ați făcut acest apel, dar sunteți gata să faceți front comun cu USAT-ul? Pentru că este acum un lider politic care la fel a avut, a fost un fenomen în Republica Moldova și a avut o susținere, dar care la moment... Apelul nostru a fost făcut către toate partidele antioligarhice de opoziție și am vorbit despre cele extraparlamentare. Nu ne referim acum la un lider politic sau altul, ne referim la... În fond ne referim la societatea noastră care suferă la fel, indiferent... Cu USAT-ul veți putea să faceți front comun. Indiferent din ce partid face parte. Noi ne adresăm cetățenilor, simpatizanților anumitor partide, membrilor anumitor partide, societății civile, ONG-urilor... Dar va trebui să discutați și cu liderii. ONG-urilor de specialitate. Oricine aderă la acest pact antioligarhic și demonstrează că nu are nicio treabă cu furturile, cu sărăcia, poate intra în discuții și dacă vine cu idei frumoase, cu idei care pot fi realizate și poate fi oprit acest dezmăț al guvernării sub privirile neputincioase ale președintelui Dodon, care se dă mare și tare, dar în realitate nu face mare lucru, atunci sigur că va reuși Renato Usatăi să revină pe arena politică și să participe legal în campania din 2018? Eu am încredere că Renato Usatăi nu este implicat în porcările pe care le impută Plahotniuc. Eu am încredere că justiția română va ajunge într-o bună zi și va spune lucrurilor pe șleau și va spune despre implicarea lui Plahotniuc în omorul lui Proca. În rest, sigur că este complicat. Atâta timp cât justiția moldovenească rămâne în mâinile lui Plahotniuc, mâine pe mâine mă voi pomeni și eu că voi fi arestat, fi dat în căutare. El e în stare de orice. Așa că nu pot să prezic va reuși sau nu va reuși să se întoarcă până atunci. Oricum, partidul lui înțeleg că funcționează, oamenii sunt pe poziții, așa că o să arate timpul. Și apoi, eu știți foarte bine, cred că am mai spus-o și în altă emisiune la dumneavoastră, eu sunt omul care militez pentru partide care nu se țin pe o singură persoană. Un partid trebuie să fie un partid format din membri, format din mai mult, din echipe. Asta este platforma Demnitate și Adevăr. A dispărut din plan public Năstase, a rămas Slusar. Nu este Slusar, este Pavlovski. Nu este Pavlovski, este Kirill Moțpan. Dacă nu este Kirill Moțpan, este tânărul Liviu Vovk. Uitați-vă ce echipă frumoasă are platforma Demnitate și Adevăr și ea nu se mai ține... Mai aveți oameni pe care îi cooptați la dumneavoastră? Sigur că da. Aceasta. Și asta este unul dintre obiectivele noastre din 2017, dacă vă interesează cumva. Cooptarea mai multor oameni de valoare și asta se întâmplă la nivel local, la nivel regional. Pentru că aveți nevoie în unele domenii, aveți nevoie foarte de foarte multe lume din diasporă ne susține și a declarat intenția de a participa. Am spus foarte clar că pe listele noastre parlamentare se vor regăsi oameni din teritoriu.
Noi vom realiza ceea ce spune Plahotniuc că vrea să facă și vrea să mintă cetățenii, noi vom realiza în practică. Veți schimba acest fenomen că pe listele cumva aveți în planul dumneavoastră pentru alegerile parlamentare, pe listele partidului să fie oameni cu demnitate și oameni să nu găsim după aceea în 101 de candidați persoane cu... Platforma Demnitate și Adevăr, am spus, s-a format din oameni, dintre oameni, în stradă. Pe data de 13 septembrie, nu vreau să număr câți oameni erau, dar erau zeci de mii de oameni în stradă care au cerut ca Platforma Civică, Consiliul Marii Adunări Naționale, să constituie un partid. Acel partid, potrivit rezoluției din 13 septembrie 2016, trebuia constituit pe trei criterii. Integritate, profesionalism și transparență în procesul de selectare, în procesul de desemnare. Iată, pentru mine asta este Constituție. Pentru mine proclamația Marii Adunări Naționale este ca și un act constituțional. Declarațiile adoptate în piața Marii Adunări Naționale sunt acte de care eu mă țin. Și colegii mei, atât de care dacă se uite cineva la televizor, o să spună, domnule, dar ăsta e pur adevăr. Iată, chiar asta face. Dacă am o dispută cu cineva în partid, mă întorc la silaba din tâi sau la, mă întorc exact la rezoluția din 13 septembrie. Așa se va proceda deci în cadrul platformei oameni integri, oameni cu integre, viață reprezentativi la nivelul Republicii. Curată, în plan profesional. Curați, integri, profesioniști, dar și diaspora. Noi ne-am propus ca în listele noastre diaspora să aibă un loc aparte. Ei trebuie să-și manifeste experiența, să-și manifeste, dacă vreți, nu doar experiența profesională, dar și experiența de viață în Occident. Acolo unde sunt cu totul alte reguli ale vieții decât la noi. Și ele trebuie implementate aici. Și cum le poți implementa? Prin implicarea lor, inclusiv la nivelul unor liste electorale sau unor liste a unei garnituri executive. Să știți că societatea și oamenii așteaptă așa ceea ce spuneți dumneavoastră, că vă planificați. Și nu doar deci, spunem, dar chiar și facem. Și faceți, da. Astăzi, pentru că timpul deja ne presează, 10 ianuarie 1475, lângă Vaslui, Ștefan cel Mare a zdrobit armata otomană. Da, bun eveniment. Bun eveniment și bună coincidență cu ziua de azi. Așteptăm și noi un Ștefan cel Mare la noi acum, o persoană atât de carismatică și o persoană atât de puternică și care a ținut la poporul său, care să scoată Republica Moldova din sărăcie. Ștefan cel Mare se naște într-o mie de ani. Ei bine, am zis așa ca să Eminescu pe 15 ianuarie, acum lomagiem poezia scrisă de el, Scrisoarea a treia, poate fi citită și astăzi și este... Dar nu doar Scrisoarea a treia. Nu doar Scrisoarea, bine, eu vorbesc despre acțiunile în politică la noi și ceea ce a spus el, realitatea politică. Este adevărat, tot Eminescu spunea că politicienii, cel care face o greșeală este și o crimă, pentru că vizează multă lume, vizează societatea, nu spun exact textul, dar asta este esența, rămâne actual și Eminescu. Este adevărat, avem nevoie de o atitudine ca lui Ștefan cel Mare, singur, nu mijloacele neapărat. Da, bine, suntem în 1400. Dar eu cred că în Republica Moldova există foarte mulți oameni de bună, de mare valoare, oameni care pot schimba lucrurile. În Platforma Demnitate și Adevăr există asemenea oameni. M-am despărțit acum cu un om, iată, curând se apropie... Da, succint. Foarte succint. Un om care și-a pierdut un frate în Afganistan. El personal a fost în Afganistan și a fost decorat cu Steaua Roșie. Iată, eu m-am gândit ce oameni avem noi în platformă. Și o să vă spun că avem niște oameni extraordinari. Să nu îi dezamăgiți, asta este cel mai important. Nu că să nu o să dezamăgesc. Noi nu o să ne dezamăgim unul pe altul, pentru că noi suntem, asta ne este esența noastră. Au fost în 82, eu spunea, din 80 până în 82 a fost în Afganistan, a fost atunci așa și a rămas și astăzi așa. Avem un Pavlovski, avem un Slusar, avem un Oțpan, avem un Dinu Plângă, un tânăr extraordinar, sau Inga Grigoriu, sau Alex Cozier. Uitați-vă ce oameni buni avem acolo. Traseismul politic la noi e foarte dezvoltat. Nici, dea oameni, Domnul că acești oameni să nu vor face acest lucru. Da. Categoric nu. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio la noi. Este a doua emisiune din acest an și probabil și telespectatorii au așteptat foarte mult ca să veniți mai comunicați și să le spuneți ce planuri aveți pentru 2017. M-aș bucura mă data viitoare să o faceți puțin mai lungă. Ca să da. Nu, că și așa am făcut o oră. Avem o oră de discuție. Pentru invitație și cu mare drag voi fi prezent și de acum încolo. Presa, am o rugăminte față de cei de la guvernare.
Înțeleg că fac dezmățul care îl fac, să nu se atingă de presă. Știu foarte bine că în momentul de față foarte multă presă suferă, știu foarte bine că se atacă și se încearcă închiderea mai multor posturi de televiziune, se încearcă închiderea gurii și a mai multor formatori de opinie, să nu se lege cu presa. Nimeni nu a câștigat războiul cu presa. Și să ne lasăm în pace. Asta aș vrea și pe noi, dar și societatea. Să înceteze să fure, să înceteze să-și bată joc de această societate. E prea mult sacrificiu. Vă mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției din această seară. Eu vă doresc o seară frumoasă. La revedere!